Sâmbătă a fost o zi plină pentru lumea sportivă din Megidia. Ciclism, fotbal, handbal, atletism, toate aceste sporturi au fost sâmbătă în prim plan. Sala sporturilor Iftimei Lisei din municipiu a răsunat aproape toată ziua. Suporterii veniți să vadă meciurile de handbal nu au plecat acasă dezamăgiți. Handbaliștii megidieni s-au impus în fața adversarilor. Sâmbătă în sala sporturilor Iftimei Lisei din Megidia, de la ora 11:30, echipa de junior 3 masculin a clubului sportiv școlar Megidia a câștigat cu scorul de 33-25 în fața echipei CSS Călăraș în meciul disputat în etapa a doua a campionatului național de handbal junior 3 masculin, desfășurat în sala sporturilor Iftimei Lisei. Este a doua etapă a campionatului național de junior 3. Un meci frumos, un meci mai greu decât ne așteptam. Dar la sfârșit am obținut victoria. Suntem pe locul întâi în clasament la această categorie diverse la junior 3 și sper din tot felul să rămânem pe acest loc până la sfârșitul campionatului. Din punctul meu de vedere, cam a fost un meci greu, băieții au fost obosiți. Deja se cunoaște că a început școala, sunt foarte mult, a fost antrenament în fiecare zi și cred că următorul meci vor fi din ce în ce mai bun. Am jucat cu CSS Călăraș, este pe locul 2 la momentul actual în clasa mea. O echipă tare, o echipă care au șanse mari să meargă la turneul semifinal. Mă repet, m-am spus și la început, am crezut băieții, au intrat puțin cu nasul pe sus, se pot spune așa, în teren, pentru că anul trecut am avut două victorii asupra lor și au luat meciul mai ușor. Sper din tot sufletul ca următorul noi să câștigăm și să rămânem pe locul întâi până la sfârșitul campionatului. Este prima dată când ați întâlnit acești adversari? Nu, în anul trecut am fost în grupă cu CSS Călăraș, unde din trei meciuri am avut două victorii. Au mers și ei și noi la turneul semifinal. Călărașul are o tradiție în handbal masculin și este o echipă puternică și au o are de selecție foarte mare comparativ cu noi. Noi facem selecție din trei școli, Călărașul cu foarte multe școli, este reședinte de județ, dar încă o dată avem acești copii minunați care s-au dăruit, care își doresc și care s-au obișnuit cu medalii, s-au obișnuit cu turneele finale și sunt conștienți că în momentul când încep să obții medalii va trebui să rămâi acolo sus și sper din tot sufletul că în acest an să ajungem la turneul final unde dorim o medalie. Asta este obiectivul nostru cu care plecăm. Acum vom vedea ceea ce se va întâmpla pe parcurs. Sper ca acești copii să fie sănătoși și să poată să vină la antrenament să pregătească. Care va fi următorul meci? Următorul meci l-avem în deplasare la Constanța săptămâna viitoare. Ne dorim din tot felul să obținem victoria și să mergem pe această linie până la sfârșitul campionatului. Meciul a fost unul destul de dificil pentru echipa adversă. Cum a fost meciul de astăzi? Un meci greu, disputat, între două echipe pe aceeași valoare. Care este echipa? CSS Călăraș. E prima dată când jucați aici? Nu, a doua oară a fost și anul trecut. Am fost în aceeași grupă cu ei. Tot sâmbătă de la ora 13, junioarele de la Clubul Sportiv Școlar Megidia s-au impus cu scorul de 22-16 în fața echipei ACS Piticul Fetești, în cea de-a doua etapă a campionatului național de handbal junioare 3 feminin. La toate meciurile susținute, handbaliștii megidieni au reușit să se mobilizeze și să facă meciuri frumoase în teren, iar acum sunt încrezători că munca depusă la antrenament se va concretiza în rezultate pozitive.